Oana Zăvoranu a jucat din nou cu un top minuscul, șapcă de fițe și ochelari de soare. Vedeta și-a etalat cu mândrie trupul mai firav ca niciodată. Chiar dacă Oana se laudă că o duce bine și că nu are mai puțin de 48 de kilograme, fanii își fac mari griji pentru ea, pentru că imaginele, o să vedeți, vorbesc de la sine. A ajuns piele și os. Fată frumoasă. Frumoasă, zice ea, dar nu perfectă. S-au grăbit să spună cei care au văzut-o așa. Zăvă o părea într-o formă de zile mari. Cam slabă, ce-i drept, însă, la o privire mai atentă, un detaliu șoc i-a băgat în panică pe fani. Genunchii divei păreau desprinși dintr-un alt film, de parcă suferiseră o transformare radicală. Să privim mai bine imaginile. Așa arătau picioarele Oanei Zăvoranu în urmă cu doar câteva luni și așa arată acum. Cred că am slăbit vreo 5 kg, ceea ce la mine se vedea. Totul sunt supravegherea medicului, a antrenorului de fitness. Declarația că diva face sport pare în asemenea context și mai stranie. M-am apucat de fitness. Vreau să fiu Nu e prea mult.